Tatăl nostru care ești în ceruri, izvorul de milă și mângâiere, astăzi, în adâncul inimii mele, vin înaintea ta cu o rugăciune despre suferință și despre cum să trecem peste ea. Știu că suferința face parte din viața noastră, căci și Fiul tău, Iisus Hristos, a cunoscut suferința pe acest pământ. Îmi pun încredere în tine, căci doar tu poți vindeca și mângâia. Te rog să-mi dai puterea de a înțelege sensul suferinței și cum pot crește și maturiza prin ea. Să nu permit ca suferința să mă îndepărteze de tine, ci să mă apropie mai mult de prezența ta divină. Învață-mă să accept suferința cu răbdare și încredere în planul tău, chiar atunci când nu înțeleg motivele sau rostul ei. Ajută-mă să învăț să mă rog în timpul suferinței și să te caut în mijlocul durerii. Deschidem inima să înțeleg că suferința poate aduce creștere spirituală și să-mi dea ocazia de a fi un exemplu pentru alții în momentele lor de încercare. Să pot să împart înțelepciunea și mângâierea ta cu cei care suferă. În cele din urmă, Doamne, te rog să-mi dai harul de a trece peste suferință și de a găsi pacea și bucuria în mijlocul ei. Ajută-mă să mă încred în tine și să știu că tu ești mereu cu mine în timpul suferinței și că vei vindeca rănile mele. În numele lui Iisus Hristos, cel care a purtat suferința noastră, Amin.